Subunitățile de jandarmi din Piatra Old, Drăgănești Old și Osica de Sus au fost înființate în urmă cu mai mulți ani. Câte 10 jandarmi lucrau în fiecare localitate unde asigurau ordinea și liniștea publică. În decembrie anul trecut, Inspectoratul de Jandarmi Județean Old a intrat în reorganizare și s-a decis desființarea celor 3 subunități. Ca urmare a acestei reorganizări, subunitățile din orașele Drăgănești Old și Piatra Old, precum și din comuna Osica de Sus, au fost desființate, iar efectivele care le încadrau au fost redistribuite la structurile deja existente în alte localități, respectiv în municipiile Slatina și Caracal, orașele Balș, Corabia, Potcoava și Scornicești, precum și în comuna de Veselu, se precizează într-un comunicat al jandarmeriei Olt. Primarii din localitățile rămase fără subunități de jandarmi spun că nu sunt de acord cu această decizie, dar nu au ce să facă. Ei susțin că în perioada în care aveau jandarmi în comună, aceștia își făceau simțită prezența, iar numărul infracțiunilor era mai redus decât în anii trecuți. E nedrept. Dacă așa consideră dumnealor că trebuie să procedeze, ei nu mi se pare în regulă. Erau multe localități în să ceva arundate, grupei de jandarmi din comuna Orșica de Sus. Evident că se făcea simțită prezența dumnealor atât prin comună, la târg, nu mai vorbesc. Reprezentanții jandarmeriei Old spun că procesul de reorganizare va duce la o eficientizare a misiunilor specifice în domeniile ordinii publice și pazii obiectivelor, precum și la o mai bună vizibilitate a jandarmilor în spațiul public.